Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Astăzi vreau să pictez un peisaj frumos de munte cu aurora prin spate pe acolo pe cer strălucitoare, un lac în care se reflectă munții și aurora și cu un brăduț în prim plan. Sper să vă placă, aveți în dreapta acolo lista de culori pe care le folosesc în descrierea la lista materialelor. Nu uitați în caz de n-ați făcut-o să vă abonați, să apăsați butonașul de subscribe, să apăsați butonașul acela de clopoțelul acela de notificări. Dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez, cu toate opțiunile să fie selectate, toate notificările pornite, ceva de genul ăsta, ca să vă anunțe mereu cum postez. Eu postez lunea, miercurea, vinerea și sâmbăta, iar de obicei duminică fac un live în care vă încurajez să veniți și să pictați împreună cu mine, sau dacă nu, măcar să mă prindeți live, să puteți să mă întrebați chestii și chestii, bineînțeles, legate de artă, de pictură și chestii de genul ăsta. Așa. De asemenea, butonașul de like mă ajută foarte mult. Dacă ceea ce fac eu vă place și vreți să continui să postez și vreți să mă susțineți prin modul în care o puteți voi face, acesta e modul, apăsați și butonașul de like, să adunăm cât mai multe like-uri. Mă bucur foarte mult când văd acolo că mă susțineți, când văd acolo ceea ce fac eu vă place. Și asta mă ambiționează și mă impulsionează să continui să pictez și să creez tutoriale. Așa. Iar dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentariile de mai jos, îmi place foarte mult să interacționez cu voi și să vă răspund la întrebări pe cât de repede pot, sau dacă nu, pe Instagram sau pe Facebook, aveți link-uri în descriere. Folosesc un carton punzat de dimensiune 24x30 cm, folosesc culori acrilice, pensulele sunt din păr sintetic, diluiesc cu apă, culoarea acrilică, iar pe marginea pânzei, pe marginea cartonului punzat, am lipit un scotch de hârtie. Am blocat practic cam aproape un centimetru în toate părțile, ca atunci când voi termina să dau la o parte scociul și să rămână așa ca o ramă albă necolorată. Cam astea sunt materialele, cam asta e începutul, cam atât am vrut să vă zic și începem să pictăm. Am trasat mai întâi o linie a orizontului și de acolo am început în sus să merg de la un alb spre un roz, apoi am folosit o magenta, apoi am folosit un pic de mov și m-am dus spre albastru în partea de sus. Și până sus de tot, pur și simplu folosim albastru, adaug și un pic de albastru mai închis în partea de sus de tot. Dacă nu aveți albastru închis, puteți pune o picătură de negru și va închide la fel de bine toată treaba. Vreau să fie, în general, închise colțurile picturii, pentru că vreau să creez un fel de efect de vinietă și vreau să ajut să focalizăm privitorul, privirea, înspre centru, înspre punctele de interes ale picturicii noastre. Ca să putem să facem un blend, o trecere de culori foarte, foarte smooth, să zic așa, foarte fină, e foarte important să nu folosim foarte multă vopsea, e foarte important să ne mișcăm de repede și e foarte important, bine, să putem folosi vopsea când aplicăm vopseaua, dar când vrem să trecem între două culori, să zicem că mergem cu albastru până la un punct și din partea cealaltă mergem cu rozul și încă nu s-au atins. Luăm pensula repede, o spălăm bine, o ștergem de tot să fie uscată și apoi cu ea uscată venim pe zona aceea de graniță și insistăm fără să apăsăm, fără să lăsăm unele de pensurații, pur și simplu venim stânga, dreapta, de multe, multe, multe ori până când începe să se creeze acel blend. Așa, după ce s-a uscat fundalul, am o pensulă Evantai. Din păcate nu e cea mai bună pensulă pe care pot să o am, adică m-aș fi ajutat că a fost o pensulă mai bună un pic, dar asta e cam ciufulită, dar o folosim, facem ce putem cu ea, sincer, dar nu trebuie, dacă nu aveți pensulă de vantai, puteți folosi orice alt fel de pensulă. Ideea este să puteți să redați astfel de liniuțe întrerupte, să zic așa, adică fără să nu fie o mișcare de pensulație întreagă, să fie multe liniuțe ciufulite, exact cum face iarbă. Și vom crea niște valuri, așa să zic așa, de lumină, de la un galben spre un verde. O să adăugăm și albastru, o să adăugăm și roz, și mov, mai multe nuanțe, să creăm așa niște zone de culoare pe cer care simbolizează a noastră auroră. Aurora are mai multe nuanțe și bine, nu trebuie neapărat să o facem realistic, putem să o facem pur și simplu cum vrem noi, putem adăuga culori care ne plac nouă. De exemplu, aici adaug albastru, mai fac așa încă o zonă albastră pe dedesubt și cumva prin spatele ei, la aceasta care se vede, și să mai adaug încă o auroră undeva în partea dreaptă, cu diferite alte culori, printre care și roz, ca să fie cerul luminat. Puteți la fel de bine să nu adăugați aurora, puteți la fel de bine doar să puneți stele,
E foarte ok dacă nu vreți să vă complicați cu aurora, pur și simplu luați o pensulă, luați alb diluat cu apă și pur și simplu trăgând de perii pensulei veți catapulta spre pânză mulți stropișori albi care vor reprezenta un miliard de steluțe. Mai întâi puteți face treaba asta pe paletă lungă să vedeți exact dacă e ok raportul de apă vopsea, dacă nu mai lucrați la el și după aia când e gata puteți încerca pe pânză. Eu m-am hotărât să fac această auroră și voi merge cu ea, o să dau și steluțe, dar mai puține. În principal, elementul esențial este aurora, pe cer mă refer. La fel să avem în vedere că o să avem și munți în partea de la orizont, unde e acea linie care acum nu se mai vede, unde e acel alb-roz, o să adaug munți în sus și practica noastră auroră o să pornească, o să acopă niște particele din ea și ea va începe și se va întâmpla cumva în spatele munților. Cam asta e ideea cum vreau să fie. Nu e o pictură grea, în schimb e o pictură care trebuie să-i adăugați un pic de, să-i alocați un pic de timp. Bine, în general nicio pictură nu e grea din cele ce fac eu pe acest canal. Toate sunt menite să fie făcute de începători sau cel mult de începători medii, să zic așa, și pot fi ușor urmate și pictate după mine pas cu pas de către, indiferent de vârsta pe care o aveți, indiferent de experiența pe care o aveți, de oricine. Ideea este, în primul rând, singura limitare la pictură pe care o puteți avea nu constă nici în materiale pe care nu le aveți sau așa, că le puteți cumpăra cu sumă de bani destul de modică. Puteți începe și avea să vă cumpărați un kit, să zic așa, de început, nici de experiența pe care o aveți sau nu o aveți. Singura piedică adevărată care există în legat de pictură este în a noastră mentalitate și în acea concepție că eu n-am talent, eu nu pot să pictez, aia care pictează frumos sigur au talent și așa mai departe. N-are treabă talentul, n-are treabă niciuna cu alta, întotdeauna munca bate talentul și întotdeauna talentul ăsta, cel mai bun caz, să zic așa, că poate să reprezinte o înclinație a cuiva spre un anumit domeniu, o înclinație care îl face să se ducă acolo în domeniul ăla, să fie foarte serios în ceea ce face, să aprofundeze, să stea să lucreze și să învețe mult, mult timp și automat treaba asta îl va crește și va deveni foarte, foarte bun în domeniul ăla. Dar nu înseamnă că, adică să nu negăm munca, pentru că munca e 90% din poveste și ăsta e adevărul. Este fix adevărul, oricine poate să învețe să picteze ca mine foarte simplu, de exemplu. Dacă doar, nu știu, gândiți-vă, picteze 3 ani, n-am nicio școală, eram la început acum 3 ani când am început să pictez și am început să pictez numai pe acest canal, am undeva la peste 100 de picturele. Dacă ați putea aloca timpul care l-am alocat eu în a învăța, pictați și voi 100 de picturi care am pictat eu plus încă cât am mai pictat pe lângă nefilmate, veți vedea că veți fi cel puțin la nivelul meu peste 3 ani de zile. E atât de simplu, nu vă trebuie talent. E pur și simplu timpul alocat în a ne dezvolta o abilitate, pentru că pictura, desenatul, sunt niște abilități pe care le putem învăța cu toții. Așa. Am spus că facem munții, am început să-i facem, o să folosesc cu negru. Puteți să mai amestecați acolo ceva în albastru, ceva în el, dar nu neapărat, poate să fie și negru pur. Oricum vom adăuga tot felul de folosind un cuțit de pictură, de zone de umbră, zone de zăpadă. Vedeți, am luat un albastru și fac versanții din partea stângă cumva cu acest albastru. Nu vreau să acopăr tot muntele, vreau să creez o textură așa fragmentată ca să arăt că sunt niște zone de zăpadă, niște versanți. Și automat sunt și niște părți mai închise unde e umbră și nu se vede și acolo ar fi zăpadă, dar poate acolo sunt niște gen râpe, niște zone mai puțin luminate. Apoi în partea versanții din partea dreaptă amestec un pic de mov cu un pic de alb și obțin cumva așa un lila și e o zonă mai luminată un pic a munților și mov de la auroră cumva se luminează. Dă un efect foarte frumos și în caz de nu aveți un cuțit de pictură puteți să faceți și fără el, folosind o pensulă, e un pic mai dificil, sau folosind orice alt instrument care seamănă cu un cuțit de pictură, dar vă recomand să vă luați un cuțit de pictură pentru că este foarte ieftin și pentru că puteți face o grămadă de texturi interesante și o grămadă de efecte interesante cu el. Acum începem direct la alb.
Să țineți în minte că este încă umed fundalul, adică movul, albastru, nu sunt uscate nici pe departe, nu complet, nici pe departe nu sunt uscate și cumva albul meu se unește și se combină cu părți din fundal, care sporește la textura pe care vreau eu să o ofer. Și tot la fel că am luminat cumva partea dreaptă a munților, partea aceea am vrut să o luminez, partea stângă am lăsat-o în umbră, doar cu albastru acela mai închis. Și dacă adaug și partea stângă ceva, adaug să nu că e un versant care e un pic mai în față și se vede, să zic așa. Așa. La fel, luăm o pensulă sau în cazul meu perniță de dinți și catapultăm o grămadă de stropi spre cer, peste auroră, prin auroră. Nu contează, cercăm să nu punem pe munte neapărat punctișoare, dar și dacă punem peste munte, ne putem spune că sunt fulgi de zăpadă. Această picturică mi-a luat undeva la, cred că 2 ore să o pictez, cred, nu mai știu sigur, sigur. Dar ideea este că e foarte important să vă alocați timp atunci când pictați, e foarte important să vă gândiți că unei picturi, poate chiar dacă aveți răbdare și stați pe ea, e posibil să nu puteți termina într-o singură ședere, să zic așa, într-o singură etapă. E posibil să lucrați la ea până la un punct, după care să o puneți pauză și să o reveniți la ea, să vă continuați peste ceva timp, când mai puteți. Sfatul meu este să întotdeauna să vă lăsați timp când pictați, să aveți un timp de măcar jumătate de oră, o oră, în care să nu vă deranjeze în mare parte nimeni, să fiți decât voi cu voi, să puteți să vă, așa, să vă dedați cumva, să vă dedicați și să vă pierdeți în actul creativ. Așa, am făcut jos tot la fel un fundal de la munți înspre noi, înspre prin plan, cumva în oglindă față de cum e cerul, un roz și apoi înspre un albastru, un degradé, o pierdere, apoi cu un gri albăstriu, așa am făcut munții, așa în mare cum sunt ei, reflexia lor, tot cu o pensulă evantai facem niște mici reflexii de auroră care se vede din spatele munților. Nu ceva foarte, foarte complicat, pentru că oricum o să mai vină alte elemente peste apă și nu. Și oricum, reflexia nu e la fel de puternică cum este imaginea reală. Nu vrem să ia fața la munții în sine și aurora adevărată care se întâmplă în spatele lor. Am mai adăugat și un pic de alb, un pic de. În general, adăugăm culorile care sunt prezente pe munți, numai că mai disipate, mai, așa, mai neclar un pic în reflexie. Așa, nu sunt așa de cu muchii ascuțite și cu culori puternice. Între munți și apă facem o pădurice cu negru sau cu negru amestecat cu ceva închis, cu albastru, cu verde, cu ce vreți voi. Trasăm o liniuță de pădurice și trasăm așa mai multe liniuțe în sus și în jos, care o să fie copăceii și care o să fie și reflexia lor în apă. De asta trasăm și în sus și în jos. Practic în partea de sus sunt ei păduricea care e acolo în zare și în partea de jos e cumva reflexia pe care păduricea o are în apă, pentru că e pădurice fix la marginea acestui lac. Acest lucru îl facem până în toată zona aceea de jumătate, până în partea din stânga. Iar aici, în prim plan, vreau să mai creez o mică zonă de pământ, să zic așa, o mică insulă, dacă pot să o numesc așa, pe care vreau să așez un brăduț. Facem așa o zonă mai lată în stânga și mai subțirică spre deloc în dreapta. Delimităm unde vreau să fie vârful la brăduțul nostru și tot la fel folosind un negru combinat cu verde, dar mai mult negru cu verde, începem să atingem, așa să zic, într-o manieră neregulată pânza ca să creăm o formă de triunghi, practic, mai răspuțit la vârf și începând să se lățească spre jos, cum arată un brăduț. Iar apoi o să-i adăugăm, să usucă un pic această vopsea cu un verde și cu un pic de alb și mai puțin negru, niște zone de, tot la fel în partea dreaptă, din zona în care, partea în care vine lumina, niște zone de highlight. O să facem treaba asta încă de 2 ori, cu un verde mai deschis și cu un verde mai deschis, și apoi o să adăugăm un pic de alb, așa, gri, alb, verzulin cumva, să punem pe el niște highlight-uri, să le spun așa, poate să fie ori lumină, poate să fie ori zăpadă luminată,
Apoi, la fel cu un cuțit de pictură, venim și cu un mov, creăm acea textură cum am creat și pe munte de zăpadă. Aici venim cu un mov un pic mai mult spre alb, în partea mea din dreapta insulei noastre, apoi cu un pic de albastru, apoi iar cu un pic de alb, creăm niște zone de textură și niște efecte de adâncime, foarte, foarte frumos, foarte simplu de redat. La fel cu pensula aceasta, evantai pe care o am eu ciufulită, creăm niște vegetații acum, pur și simplu atingem și lăsăm niște mici urme pe pânză, cu un albastru, cu un pic de mov înăuntru, o combinație de culori și creăm așa, cu o textură ca de iarbă, ca de vegetație. Picturica este aproape gata, mai avem de făcut un pic de o zonă de limitare între pădure și reflexie. Apoi cu un cuțit de pictură o să trasăm niște liniuțe albe, o să atingem pur și simplu pânza, care sunt practic niște unde, niște valuri, care prind un pic de lumină și se văd. Și cam atât, cam atât picturica de astăzi. Aștept să văd cum va ieși și vouă pe Facebook sau pe Instagram. În caz de nu ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez, buzonașul de like. Dacă această picturică v-a plăcut, chiar îmi doresc să văd acolo câte like putem aduna la acest video și în caz de aveți întrebări în comentarii sau pe Instagram sau pe Facebook. Sper să aveți o săptămână minunată, un weekend minunat, rămâneți pozitivi, rămâneți fericiți, rămâneți liniștiți. Cu tot ce se întâmplă în lume în ziua de azi, este cu atât mai multă nevoie să ne regăsim noi pe noi și să ne găsim liniștea și să ne găsim niște ancore foarte, foarte puternice, să zic așa, care să ne țină cumva, evident, ancorați și să ne țină să nu derapăm așa în frică, în panică, în nesiguranță. Și întotdeauna un aspect al artei e că poate să fie o ancoră, poate să ne ancoreze și poate să ne liniștească sufletul și mintea. Așa că vă recomand, dacă puteți, să pictați, să încercați și să-mi spuneți cum a fost. Eu am fost Albert, asta a fost picturica pentru astăzi. Să aveți o zi minunată, un weekend minunat. O să ne reauzim și mâine cu un nou tutorial și poi mâine, sper eu, cu un live. Până atunci, rămâneți fericiți, multă liniște vă doresc, v-am pupat, pa, pa!